Continuă modernizarea parcărilor din cartierul Steaua din Slatina. Reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public din cadrul Primăriei Municipiului spun că alte două zone vor intra în reabilitare. Una dintre ele este chiar zona Pieței. Pe buget local, având ca beneficiar direcția noastră, se află către autorizare o zonă de la fel de parcări în blocurile 14 și 16 din zona Pieței Steaua, care sunt, bineînțeles, la nivel de beton degradat, ca și acestea, iar sperăm că în perioada următoare vom începe și acolo. De asemenea, vis-a-vis de noi se află strada Dorobanți, unde de-a lungul străzii se află iar zone de beton degradat la blocuri și sunt prevăzute a se asfalta prin programul guvernamental Anghel Salini. În această perioadă, documentația privind asfaltarea acestei zone, de zona Dorobanți vorbim, se află către avizare la Ministerul Dezvoltării. Și aici lucrările vor fi complexe, se refac de la zero parcările, trotuarele și strada, iar dacă spațiul va permite, autoritățile spun că vor mări și aici numărul locurilor de parcare. Pe strada Cuza Vodă, în urma lucrărilor de modernizare, numărul locurilor de parcare a crescut cu 10.